E normal că nu se plătește vinietă la el, pe el. La caută. Am fost ăsta spre Cernăuții 85, e așa, așa, așa. E general, piață, nu? Da, e chiar. Eu dau cu piatră, nu dau cu muzică. Asta e piatră. Da, că e piatră privată. Nu am dat. Și aia, ăștia o dădeau că nici nu s-a neștiu? Acum? Răschim? Nu, mai vorbeau ucrainienă. Vorbeau ucrainienă, dar nici nu s-a neștiu? Nu știu, sigur. Dar eu nu înțelegea ce ziceam în rusă. Dar mi-i spunea că vorbiți la fel. Așa, dar du-te exact în fața noastră, știi, pișă? Uite, pișă! Bă, Mihai, bă, dar nu puteai măcar în spate să te pișă! Lasă-mă! Dar cum? Că nu mai bate vântul! După 20 de ani ajung și eu în Hemza. Eu am casa fixă în frontieră, dar partea de la români. Și vă ia în copilărie tot.
Granița, bă, și dincolo, și dincolo. Și nu a fost niciodată în partea asta? Nu. Prima dată. Și că am rurii pe aici, pe undeva. Tu din ce... spune ceva de bunici tăi, de unde? Da, spune că avea pătrăuți noi. Pastă de... pastă el. Ai frigul ăsta, parcă crește. Bine că nu faci țurță. Hai, rău să fie și te-mi pasă prea două zile. Băi, de ce nu mi-am luat eu o de pantalon cu dedesubt? Da, eu ce am zis, băi, las că dacă stăm prin mașină, ce dracu, dacă să-mi fie cald. Băi, Mihai, da, tu puteai să te duci în spatele mașinii să te piști, chiar trebuia să te văd eu aici cum te piști tu. Dar ce? Să te iau în spate. Păi el să te ia, s-a dus. Parcă mă... pișeam în fața la tine. Dar nu contează, la asta mai lipsea. E de doar să pișe aici, într-un bol. La roată. Mamă, dar cât am om. Dar am observat. Câțiva litri, bun. Bine, nu porni camera, că dacă văd așa ce drumul și să nu mai vine nimeni. Ba, pun ce bun trebuie să pe doi de zic și face asta. Da, dar e 2,3 km, ce să crezi? La Ognița, în Moldova, dinspre Moldova, Cotin, Cernuț. Am văzut capul ăsta, dar ce-a venit așa câteva zile sau nu? La ce postări avea pe Facebook, cred și eu că a venit pe acasă. Dacă mergem la Sarabia, e alt stil.
La noi casele sunt înalte, geamuri mari. Aveți mobile? Adică... Da. Bă, chiar am văzut cazurile. S-a făcut, s-a creat stilul ăsta, adică nu avem comun. Dar ce aici, nu au fost aceeași, aceeași comuniști? Nu s-a prea mai mult. Să te-au casele mai mult și geamuri. Dar voi nu se mai fură. Noi de-am, nu mai avea ce furau, frate, ăștia cu tot. Asta a fost teritoriul ăsta, totdeauna în România, viață. Da, știi că l-am pierdut în... 40. Da, că... Linia groasă a lui Molotov. Da, uite, de ce aia nu s-a respectat? Au venit mai încoa. Da, au venit mai încoa. Păi din cauza lui Mihai, în pana aia, ăla... Da, atunci a fost... Ăla a semnat să nu... și-a dat ordine să nu stragă. Da, dar pe ordine de retrage. Aici s-o tras, viața s-o tras. Păi, da... S-a tras că au văzut unde au ajuns, au văzut cât de mult a fost împinși și ultima linie care se retragea din armata română a zis gata, până aici, doar ce ți ar. Aici de iarță au fost împușcați. Și stai, mergem așa, mergem așa în Hertha, nu? Da. Ia uite, bă, ce frumos, au produs, au produs ăștia Bradu. Ai văzut? Au tras un cablu de la stâlp și au pus și luminițe. Da, direct. Bă, ce țară mai are. Ala, scop face. La Ucraina. A fost sub ocupație austro-ungară din 1775 până în, la Unirii, în 1918, adică o să-și ceva. Da. A fost sub ocupație de 300 de ani. Păi tu ești da. Întreg la minte, cum naiba? Ăsta, Ardealul s-a fost. Ardealul? 300 de ani, da, da. Ăștia nu. Păi și Basarabia a fost sub ocupație austriacă din 1300 de ani. Basarabia? Combina. Bă, tu ești nebun, în 1775 a luat Imperiul Austro-Ungar. Nu, nu, mai, nu era Austro-Ungaria, era Imperiul. Bun, în fine, nu contează. A luat în 1775. Și câți ani spune în 1918? Fă un calcul. Ies 300? Nu, dar cât ies? Nu ies 144? 25 cu 20, 40. 143 de ani, 144 de ani. 144 de ani. Care 300 de ani? Care la noi, mă? Transilvania a fost 300 de ani. Măi, Ștefan, dar... Noi am fost 100 de ani. Până în 12 până în 1812 până în 1918 și după aia din 40 sau 41. Până în 90. RSSB. Așa, deci Bucovina... Bun, și n-am înțeles care a fost treaba cu ucrainenii. Când a fost Bucovina ucrainenilor? Sau a rușilor? Au tras atunci, în 40. Atunci, da. N-au avut nicio treabă niciodată. Și sunt după asta mai abitut, în 1821. Hai, mai, dar ce faci? Erau gaură. Nu știu, acum ai ridic gaură cu viața. Te apropă jaură, bă. Bine ați venit. Da, unde ce? Da, unde am? Raionul Cernăuț? Ce? Raionul Cernăuț sau ce scrieți? Cum se numește localitatea? Asta mi-a zis ăsta la primărie, la Cățușcar Gabriel, care lucrează acolo, că el, bine, el e cu Moineștiu, că ce ori să-i căsătorie cu mâna și dat stă în Iași. A fost cu ăsta, cu Târneț, nu știu dacă ai văzut. Da, am auzit,
Bine, uite, pe comoane, auzi, cu primarul de la Mâineș, nu știu care, s-au dus aici, au venit toți în Noua Suliță. Noua Suliță nu e Herța, e... Ba, da, e Lucru Herță. E la Lucru. Ei, nu dar exact că mă face niciun Lucru Herță, dar e Lucru Plut. Dar vreți să-i spun. Da, dar nu e Herța. Nu a face Herță. E în Basarabia din Nord. Așa, zi, lucrai Noua Suliță. Păi, da, mă, partea e în Ucraina acum, Basarabia. Noua Suliță nu a fost niciodată teritoriul, nici al... Așa, și? Da. Și au donat niște aparatură. Da. Noua Suliță nu a fost niciodată teritoriul Noua Suliță. De? Rușii. Nu a părut tot timpul de Ruși, aici în... Rușii au venit abia în 1812. În 1812 a luat Rușii, până în 1918 la Marea Unirea, a fost Noua Suliță pe teritoriul Rusiei. Când a luat Basarabia. Mașină văd în loc. Deci, la una sunt bine, dar am mai fost una. Tii se te matriculați în Bulgaria. Așa încă să nu strigi mulți. Să ce gheață, nu știu. Ce frig. Dar nu e de asta, știi de ce? Pentru că... Ai și de asta cum e frig, dacă era frig nu era gheață. S-a tasat, nu a fost dezăpezit, sau nu e drum asfaltat ca să poate să dezăpezească și efectiv s-a tasat. Și că se mai zăpadă în gheață. Și tasează. Cum se uită toți la numere de bancă? Dar tu vei ce-au fost români ăștia? Da, sunt român, dar după ce spun, îți veni din Orești să uită, dar cum sunt localitatea asta românești? Cum de transformări? Dacă ai fost la... de la Dorhoi, te-ai dus un pic spre Pomăr, la vest este la un dat o localitate Iezer. Acolo se face pe Ciarie. Ce îmbrăcat se ar la, dar ai văzut cu gluga pe cap.
Că nu după tine așa am stat și noi. Da, să știi. Da. Mamă, 12%. Da, pe ideea o să te întâlnești cu multe lucruri de-astea. Coborări și mai bine. Am utilit la mine hărța din 14%. Dar nu cred că te suzi acum. Omul, dacă ce ai văzut la dacă urcat? Cred că poți să duci. Da, uite, vezi ca o imagine. Ce-ai văzut la Cristiniști? A, network, nu atât de bă. Înseamnă că eu gata, Mihai aici, dacă nu, dacă ne ducem. Hai, nu se duce nimeni. Nicăieri, hai că nimeni. Foarte important să gândești pozitiv, dar e mai important să acționezi pozitiv. Da, și gândire și vorbim pozitiv. Acțiune. Și acțiuni tot pozitiv cât... Mai avem semnal, gata, deja nu mai... Da, mai bate un pic din vânt cu semnal aici. Lasă-l. Dacă scoți netul, s-ar putea să faci. Dacă scoți netul, s-ar putea să faci. Ce să am? Netul ăsta, semnal. Dar nu, că mi-a arătat că am semnal, dar nu mai... Nu, am zis că doar... Încă mai bat releile de la noi aici. Doamne, nu mai am. S-a întâmplat el. Și fantele simt să le prind. Nu mai am. Asta e studiat. Nu mai simt la gata. Eu nu înțeleg, deci nu am abonament la... Asta cum se cheamă, la abonament n-am lumini. Aici ești în zona 3. Trebuie să activezi lumini când ești în țară. Păi da, la cartel ăla eu nu am, când eram pe cartel nu am ceva, s-a întâmplat automat. Depinde din caz la caz și depinde de telefon. Nu trebuie să mergi la ei să ne activezi drumul. Ce acum n-am știut și nu mi-am dat seama și nu mi-am activat. Ce bun aș mai avea mai jos, ce bun aș mai avea. Nu știu, nu mai ați nici voi vara, așa, să veniți, adică nu știu, chiar de gheață, așa. Acum merge cu pe lângă. Aici te-a pentru peții la volat. N-au nicio bănaș. Mori. Voi de ce-ți fac ce fac? Chiar mor. Da. Cred că el îngrijesc pe el. Dacă veneam vara, nu era drumul așa bun. Dar mai... Veneai vara, aveai crater. Vezele că a rămas cu mașina suspendată. Prietenii din viață. Elev fiind a fost coleg general, e arhitect la București. Cel are părinții în viața. Thank you.
am niște hărți, niște imagini JPEG-uri cu populația română în regiunea Cernăuți în perioada și cu Bucovina în perioada interbelică și după Revoluție. Toate localitățile strâmbite. După asta a schimbat, am înțeles. După ele, va și la Revoluție. Asta și... Las, când e oprim? Când e cacao? Bă, dar nu mai merg cu cacao aia. Da, acum am venit. Asta cum e român? Da? Îți dau schimbă parte. Tinerii de aici au stat dus în gălțină ucraineană sau cine aibă în față, au rămas bătrâni. Și tinerii înțeleg româna, dar nu pot să o cunoști, să o vorbească. Surprize plăcute. Da, da. Asta cu care aș vrea să mâncăm ceva. Care a stat vreo 6 luni în Cernăuți, s-a mai plimbat prin Ucraina. A fost în Lviv, a fost în Carpați. Asta e trare. Ce? Trare în ce?
ca ținut aici. Da. Dar stai. De până acum a fost un copil, da? Da, și de pe acum am intrat în viață. Uite. Ia nu știu. Uite. Ștefan. Scrie și un bărbat. Sfântul, știi, era o plăcică. Și noi chemim tașul, tașul în toate aici? Nu, că să ieșim, nu știu prin ce vamă, trebuie să ori avem două variante, Vicovu sau Rădăuți. Nu-i cred, aici nu vreau și. Mamă, dar dacă ieșim la care mai aici, nu mai aproape? Cap de mănâncă de Bacău. Tot cap de acolo. Aici, de la Rău. Că o avem pe Amalia acolo. Direct am un mamă. Da, dar nu cred că stau la Rădăuță. Ba da. Da? Rădăuță. Sunt și măiță, că trebuie să-i duc o dată un pachet. Un pachet să se poate. Nu, dar ăștia nerți au mașini. Ei, veni cu și de oameni. Hai, cât o luăm. Cine mă luăm ăsta? Eu tu plăcuiești. La stat român. Da, da, da. Da, zic că s-a numerat. Păi, ai plăcut, chiar sper că. Da, mai luam niște gribe. Da. Uite ce miște ca să... Păi, cineva care a rămas cu zonul patru sau cu patru. Da, uite, bunica mea nu ia, pentru că ea încearcă să-și demonstreze cetățenia. Ea... Tu ucraineană? Da, nu, cetățenia, da. Să demonstreze că a stat aici, pentru că ea e născută în România. E născută la noi, că era în vacanță, s-a născut într-o vacanță. Exact așa am făcut și părinții ei, la Bătășani. Părinții, dar nu, părinții ei, iar nu, străbunica mea era tot din Bărhasca și era, erau învățători aici, erau profesori, știi ceva ce, nu știu. Și în vacanță mergeau acolo și s-au născut în vacanță amândouă și ea și sorsa. Și nu pot să demonstreze, cu toate că tatăl ei a fost director de școală, el a înființat școala aici. Să demonstreze prin actele părinților. Păi da, și dar nu vor ăștia, nu vor, nu vrea să facă, nu ține nimic, nu vor nimic la păi. Nu a avut capul. Deci... Nu v-au fost să spun aici. Aha. De la părinții ei, știi că pentru că ea nu mai prins aici, nu mai stat, adică a plecat cu... Ce e, Minescu, ce crezi că s-a născut în Botoșani, tot așa, părinții aveau o moșie acolo și s-au dus în vacanță și s-a născut la Botoșani. Era din Eminescu, familia, moșia lui și familia e din Bucovina, e din Parin. Păi ei ar fi mai dreptățit să sărbătorească. Da, cu parent, că adică tot așa din Botoșani, că așa n-am născut și la Părticeni. Da, așa m-am născut și eu la Comunești, că așa era spitalul. Da, atunci. Exact, păi da, asta înseamnă de modată. Acum, spitalul e la Moinești, toți au da, asta certificat de naștere pe Moinești. Noi am prins o perioadă de câțiva ani unde era la Comunești. Păi nici eu nu-ți născut acasă, nici acum nu există spitalul. Ah, mamă, ce ți-a făcut. Care rău, e plin. Thank you.
să ai drumul principal. Călătorii? Da, mă. De asta nu trebuie să facem. Dar mă, deci și mini pipi. Ce? Păi că nu mă fac la localități. Da, că de eu mă piș pe câmp. Ca să nu fie în localitate. Dacă vrei, opresc în localitate, nu mai e, dacă insiști. Ce poate localitate? Adică când iar ți-au dat sensul. Da, eu știu. De ce iar ți-au dat așa? Hai că ești pe ducați, bă. Magazin. Ești o să obișnuiesc să fie călcați. Când am identificat doar cu voțul la noi. Uite, ce, ce, uite, la ambasador. Păi sunt trecerea în pădurii, partea dreaptă sus. Da, este. Aia e la noi. Păi dacă e închide. Da. Ce mai mare? Și ciudat, nu dăm mai pensiunea pentru. Sunt bine, iau. Deci ăștia care trebuie să stăm din afară. Eu voi să lucrăm, nu? Exact cum erau la noi, ne-ai zis. Adică... Nu au ăștia cu Italia. Așa, și din Herța unde mergem, mergem spre Lunca. Da, mai de... Dar unde tu? Tu vrei să vezi mănăstirea aia? Da, eu ce vreau să... Dar unde...